După mulți ani de când a participat la Insula Iubirii, fosta ispită este cu totul schimbată. Bianca Pop a lăsat România pentru Spania și se pare că acesta este locul unde și-a găsit liniștea. Astăzi are o familie frumoasă cu care se mândrește pe rețelele de socializare. Bianca Pop a trecut prin multe schimbări în ultimii ani. A devenit cunoscută în showbizul din România după mai multe apariții la televizor, inclusiv la Insula Iubirii. După ce a pus pe jar inimile concurenților, fosta ispită a decis să facă o schimbare majoră în viața ei. Astăzi este mama unei fetițe minunate și se dedică cu totul vieții de familie. Este foarte fericită în Spania. Acolo unde locuiește în aceste momente și unde își crește fiica. Micuța Jessica, Maria s-a născut anul trecut, până Bianca Pop a devenit mamă pentru prima dată. Vedeta a postat o imagine specială cu fiica ei pe rețelele de socializare. Cele două apar una alături de cealaltă, într-un decor roz. Jessica, Maria crește văzând cu ochii, iar mama ei este din ce în ce mai fericită cu rolul important pe care îl are. Viața cu bebe este frumoasă, dar și grea în același timp. Ne trezim din două în două ore sau din trei în trei ore. Până m-am acomodat cu treaba asta a fost puțin greu, erau dormeam și 14 ore când eram însărcinată. M-am obișnuit însă cu rolul de mămică. Sunt foarte atentă cu ea să o schimb, să-i dau să mănânce, dacă mârie puțin sau dă din mâini deja sunt lângă ea. Sunt foarte atentă la ea. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.